guys, ce faceți? Bine v-am regăsit la un nou vlog super, super, super tare și super mega special, pentru că în acest vlog o să facem ceva nemai făcut niciodată pe canalul meu de YouTube. Probabil majoritatea dintre voi știți că noi lansăm piese, compunem, facem piese, dar mulți dintre voi nu știți că chiar noi ne creăm și videoclipurile pentru piese, pentru că nimic nu e imposibil și este foarte, foarte ușor să îți creezi un videoclip. Și astăzi o să vă arătăm și cum, dar într-adevăr nu se poate face absolut nimic fără o echipă adevărată de acolo, de aceea l-am acolo pe Tizu, pe iubita mea care este artistă, compozitoare și cameramană. Așa că astăzi o să vă dezvăluim secretele din spatele filmărilor de la noile noastre piese. Probabil știți piesele Arde și Macarena. Ei bine, piesele astea vor fi niște piese next level față de acestea. Vor suna excepțional de bine și pe lângă că veți vedea cum facem noi clipurile înainte să fie piesele postate, surpriza noastră este că veți auzi și mici părticele din noile piese care urmează să fie lansate. Înainte de a începe totul, că tot suntem aici la mare și e vibe-ul ăsta extraordinar de tare, noi am dat deja drumul la filmări, am filmat mici părticele pe care o să vi le pun după această parte. Vreau să vă anunț chiar datele oficiale de lansare, pentru că da, guys, nu ne mai ascundem după deget, deja vă putem spune datele oficiale când se vor lansa piesele, așa că fără ascunziciuri, 14 mai și 21 mai, numai zile de vineri. Pe 14 mai se lansează piesa Iubite, iar pe 21 se lansează piesa mea, Mitraliera, Macarena. Cred că o să-mi fac un album care o să se numească M. Ne simțim foarte bine, vibe-ul este extrem de bun, treaba merge fără niciun fel de problemă. O să avem și niște cadre cu drona. Am întâmplat niște mici probleme, sincer să fiu, dar nu ne dăm bătuți, nu vă dați bătuți niciodată. Chiar am învățat o lecție foarte, foarte bună pregătind clipurile pentru aceste două minunate piese. Să nu te dai bătut niciodată, pentru că dacă te vei da bătut, nu o să reușești. Dacă nu te dai bătut, o să-ți iasă. Iar timpul ăla pe care ți l-ai petrecut să faci ceva nu este pierdut, este un câștig pentru tine. Așa că nu te da bătut. Hai să vă arătăm cum decurge o zi de filmări în familia picanților cu cea mai tare echipă. Suntem nebebala. Uitați-vă și voi ce nebunie de priveliște. Hai că noi ne întoarcem la filmat, nu așa, Tizule? Avem aici și una bucată, Tizu, care e cel mai tare filmatar, cel mai tare blenderar, cel mai tare așa. Intră toți oamenii acolo să intrăm pe unul pe trending direct. Nu știu, ei să-mi zică în comentarii. Unul pe direct, 14. M-au dat la picioare! Doamne! Mama mea! Mama mea, ce rece e! Doamne! Mor! Hai să trec în cadrul ăsta mai repede! Mai dai! Uitați, băi, cum arată niște picioare muncite. Ia zi, iubirea mea, cum este că temperatura apei? Super. Super? Da. Aș face baie acum, mi-aș pune costumul de baie, m-aș arunca în apă. Cum sunt dansatoarele? Foarte bine. Îți place vibe-ul? Îmi place. Îți place starea? Place tot, cum crezi că o să iasă piesa? Genial, superb. Abia aștept să vedeți voi. Păi le știu eu, la fete o promovare pe Instagram aici. Cum sunteți fetele pe Instagram? Uite, să-și facă fetele. Anca Elena. Și Ionela Mădălina. Așa, dați-le mare fără. Și că sunt tipul, da. Pe 14 vineri la ora 12. Și al meu pe 21 vineri, tot la ora 12. Iulian Tizu, caută-mi pe Facebook. Iulian Tizu on Facebook? Pe Facebook. Instagram not? Da, și pe Instagram. Eu sunt... How the videos will be? Hai că... will be good. Blenda. Bă, stai, mă, bă, am cumpărat blender și nu o folosesc eu pentru vlog. Da, dar bravo. Ce, doar pentru piese, bravo. Pentru d-astea? Ia, mă, ia. Da, și... Așa, mă, frate. A, pe mine, mă? Da, mă. Oooo, se vede părul din nas. Ce sexos ești, te-aș lua de soț. Și tu? Aolo, ai ceva să mă turisești?
Să vedeți ce clip este. Băi, băi, abia aștept, abia aștept. Nu trebuie să ratați. Pentru cei mai mari amatori de gaming, vreau să vă recomand cea mai tare platformă de gaming unde puteți să vă jucați jocurile voastre preferate la cel mai înalt nivel cu orice calculator aveți. Fie că e de gaming, office sau chiar un calculator din anii 2000. Nu mai contează, pentru că totul acum se întâmplă online. Cu ajutorul Booster Oil puteți să vă jucați orice joc nou apărut. Nu contează de ce performanțe cere acel joc, pentru că echipa a pregătit niște servere speciale pentru tine care îți permite să joci jocul online în real time fără nicio problemă. Nu mă credeți pe cuvânt, aveți un link în descriere care vă duce către platformă unde trebuie să plătiți doar 4 euro pe lună, 20 de lei pe lună pentru cea mai tare platformă unde poți să joci orice joc vrei tu. Cu același cont, cu același abonament te poți juca jocurile chiar și pe telefonul tău mobil și pe calculator și absolut unde vrei tu. Ce mai mă lungesc cu vorba? Trebuie să vezi cu ochii tăi. Link în descriere. S-au băgat fetele pe TikTok-uri. Și după ăsta e. Guys, acum este un cadru foarte important. Noi am luat niște fumigene pentru acest clip. Am luat undeva la 20 de fumigene. Deci avem fumigene. Iar acum este prima fumigene pe care o să o dăm. 3, 2, 1. Ferește. Și chiar sunt curios să vedem cum o să funcționeze și cum o să iasă cadru. Am emoții, ai emoții, Mirea? Nu. Baftă. Cam încredere. Hai, o să fie bine, bine, rău de tot. Hai să vincesc. Fetele pe balans, ta-ta-ta-ta. În zoarele răzare, hara-vara. Se încinte atmosfera, dansa să ia pantera. Pe brațe toată seara, para-vara. Uuuu, ca și bine. Și s-a dat drumul la dronă, de ce mă întrebați? Păi da. Zboară, frumos. Puiule, zboară! Frumos, elegant, repet cu dronă, pam, pam, pam! Echipa, nebunie, îmi face părul, gata! Ai văzut iubirea mea, drona? Da! O-ți place aici? Da, foarte bine! O să iasă să fie să rău de tot? Bine, ai bine, încredere? Unul pe trending, direct? Direct! Direct. Doamne ajută! Hai să tragem cadrele. Hai. Cu drona! Guys, în timp ce noi eram și cameramani, și artiști, și make-up artiști, și stiliști, și cântăreți, și tot acâmul, nu am mai avut timp să filmăm absolut tot ce mi-am propus eu să vă arătăm vouă cât de mult muncim noi și cât de mult ne implicăm noi la un clip. Mi-ar fi plăcut să fac chestia asta și în Dubai când am filmat piesa Macarena și Arde, însă eram doar două persoane și n-am putut, dar de data asta am fost 5 și mi-a permis să filmez măcar câteva chestii pe care să le discut aici cu voi și pe care să le vedeți voi. Guys, nu am mai putut să vorbim de câteva ore bune aici cu voi pentru că am fost pe super mega grabă. Du-te acolo, la locația aia, după, du-te la locația cealaltă, după filmează, după fă poze, după fă TikTok-uri, după fă o grămadă de lucruri doar pentru voi, așa că dacă nu o să fiți pe data de 14 alături de noi pe canalul nostru de YouTube și pe la data de 21. Piesa iubite și pe data de 21 la mine, ne supărăm, gata. Da, ne supărăm maxim. Ne supărăm, mai ales acum că suntem obosiți și stresați, chiar ne supărăm. Să vedeți aici, guys, ce o să fie, ce o să facem noi. Mamă, deci nu trebuie să ratați piesele de pe 14 și 21. Acum o să fac o reacție la making of-ul pe care v-am eu să-l fac și să-l postez înaintea pieselor, pentru că, după cum am spus, timpul nu mi-a permis să fac tot ce mi-am propus, dar cred că e mai bine așa. Cred că e mai bine să discut eu tot, pentru că acolo în energia pe care o aveam și în adrenalina pe care o aveam, nu puteam să vă spun tot ce aveam eu pe suflet și în cap. Vreau să vă spun că aceste două clipuri care vor urma să fie lansate pe 14 și pe 21 mai la ora 12, deci nu uitați, puneți-vă acolo în calendar, pentru că nu trebuie să ratați asemenea proiecte.
sunt cele mai muncite proiecte, de la piesă, la versuri, la clip, la absolut tot. Ne-am implicat așa de mult încât simt proiectele astea două ca pe proprii noștri copii, nu ca pe două piese, ca pe două proiecte, așa de mult ținem noi. Și chiar dacă acest clip nu va fi chiar așa de entertainment sau așa de challenge cum v-ați dori voi să fie, acest clip este foarte, foarte important pentru sufletele noastre, așa că am apreciat extrem de mult dacă ne-ați susține cu un like. Așa ne-ați dat foarte, foarte multă încredere să continuăm cu ceea ce facem și poate puteți să distribuiți clipul ăsta să ajungă peste tot pe internet, să vadă lumea cum reușesc doi artiști de doar 18 ani împreună să realizeze asemenea proiecte de la 0 la 100 singuri, singurei, cu mici ajutoare. Bun, guys, trecem la primul cadru pe care vreau să-l vedeți pentru că pe mine mă amuză și în același timp îmi crește și inima în mine așa când văd cadrul ăsta. Este un cadru foarte, foarte spectaculos. Cred că imaginea asta chiar o să ajungă virală. Cu iubita îmbrăcată în rochița în care a filmat clipul pentru piesa ei nouă, Fetele pe balans, și în care ține stabilizatorul în mână cu camera și filmează dansatoarele care apar în propriul ei clip. Eu filmam clipul pentru piesa ei, cum ea a filmat clipul pentru piesa mea, însă mi-a spus că dă-mi și mie stabilizatorul, că pare obosit, lasă-mă să încerc și eu să trag niște cadre. Și am zis, bine, iubirea mea, cum să nu? Mi-e tare, tare drag de ea, uitați-vă și voi la ea. Micuța mea de 1,65 m, cum filma dansatoarele. Acest băiat este Tizu, este un prieten foarte, foarte apropiat, care mă cunoaște de când aveam eu 7 ani, 8 ani și abia am apucat de muzică. Și acum uitați-vă că este alături de noi și face parte din echipa noastră. Atât el cât și părinții iubitei. Deci în total am fost 5 persoane care am filmat și am făcut parte din echipa acestui clip. Acestor clipuri, că au fost două clipuri pe care le-am filmat într-o singură zi. Uite-o pe iubita mea cu stabilizatorul în mână. Ce filmează ea, mă. Ia uite-o, mă. Mi-e tare drag de ea. Acolo pe plajă bătea vântul. Băi, deci nu vă imaginați cum am tras niște cadre și cu drona. Și, băi, sincer vreau să vă spun că fugea drona, uitați ce făcea drona. Uiu! Să nu mai spun de soare plus vânt, cred că majoritatea știți că soare plus vânt egal bronz, bronz, bronz. Și ne-am înroșit maxim, eu și acum în acest moment fața mea se decojește pentru că m-am brunzat extrem, extrem de tare și m-am înroșit și absolut toată lumea. Băi, deci uitați-vă numai cum arată cadrul filmat cu camera de vlog. Băi, și până și cu camera de vlog arată excepțional de tare, băi, deci o să arate extrem de bine. Deci nu trebuie să ratați 14:21 ora 12, nu trebuie ratat. Uhu, rece apa, iubirea, mamă, uitați-vă cum intră iubita mea! Băi, nu, deci iubita când vine vorba de filmat, de clip, de muncă, de treabă, nu mai simte frig, nu mai simte cald, nu mai simte nimic, frate. Ea e un personaj. Deci o stimez și o apreciez foarte, foarte mult. Și am ajuns la cadru cu fumigenele. Ia uitați, băi, o să fie, băi, nebunie o să fie cu clipul ăsta, să nu mai vorbesc despre aceste fumigene păcătoase, care, pe lângă fumul ăla pe care îl scoteau ele, bă, ăsta așa frumos, vedeți că e drăguț, e frumos, e nebunie, da? Băi, pe lângă chestia asta, pe lângă fumul ăsta pe care îl scot ele mai scoteau niște, nu știu, mici lucruri din astea așa foarte, foarte încinse, care au sărit și pe mine, și pe iubita, și pe dansatoare, și pe absolut toată lumea care stătea în jurul lor. Și, băi, pur și simplu când sărea pe tine, te prăjea. Deci te prăjea. Gândiți-vă că eu am avut un outfit pe care o să vi-l arăt chiar acum, în care se vedea pielea mai cu totul. Băi, deci m-am ars din cauza acestor fumigene. Varză. Ia uite-l pe picant, băi. Am trecut la cadrele din clipul meu. Băi, deci nebunia asta de mitralieră pe care am găsit-o, nu știu, mitralieră tank, nu știu ce e asta, dar bă, forță rău de tot. Deci, băi, îmi plac foarte mult cadrele care au ieșit aici cu blenda, cu bam, 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 forță, deci nu mai zic. Plus fumigene, plus... Și ăsta este outfit-ul de care v-am vorbit, acest maieu. Guys, acest maieu este foarte, foarte important pentru mine, pentru că nu este cumpărat, este făcut chiar de către iubita mea frumoasă, care v-am spus, pe lângă că a fost make-up artist și m-a machiat și m-a demachiat și m-a machiat și m-a demachiat, a fost și stilist și mi-a făcut maieul ăsta de acasă. La ora 2 dimineața, iubita mea stătea și ciopârțea la maieu și mai rupea din lanț și mai punea cât un ac de ăsta de siguranță.
pare ușor, pare ușor, că na, din exterior totul pare ușor, dar mi-a luat o oră jumate să-l fac. Exact, exact, tot, atât. Am vrut să vă arăt cadrul ăsta, nici nu vi-l arăt mai mult de atât, doar vă arăt poza asta în care Antonio se roagă, nu știu la cine se roagă 14%. O, te mai mă, că am și eu, nu sunt chiar așa de schilod. Da, cu acest cerc de foc și cu aceste fete din spate care au făcut spectacol, frate, cu acele torțe. Băi, deci a ieșit o nebunie pe cadrele astea cu focul. Focul, iese focul. Vreau să vă arăt chestia asta ca să știți ce vă așteaptă. Nu trebuie să ratați. Deci, bă, o să fie nebunie. Guys, nu uitați să rupeți butonașul de like, să dați un share acolo pe Facebook, pe Instagram, pe WhatsApp, să vadă prietenii voștri, să vadă părinții voștri, să vadă toată lumea câtă implicare și câtă muncă necesită un clip și mai ales două într-o singură zi. Și ne-ar face mare plăcere să fiți alături de noi la lansarea pieselor pe 14 și pe 21 mai la ora 12. Eu am fost Antonio Pican și până data viitoare v-am pupat. Pa!